Ghiroda, campioana din C7, a fost dezavantajată în meciurile tur-retur cu Fece Bihor din baraj, însă joacă șansele până la capăt, în drumul spre îndeplinirea visului de a accede în Liga 2. Echipa bănățeană joacă miercuri de la ora 17.30 în manșă unică în șoseaua Ștefan cel Mare, împotriva echipei CS Dinamo. Ghiroda are mai mulți jucători importanți, accidentați și suspendați pentru acest meci. Dinamo, care ocupă locul întâi în C4, a trecut în semifinalele barajelor de Dunărea Galați cu 3 la 1 și 1 la 0, dar apoi a cedat cu gruparea din Afumați 0 la 1 și 0 la 2.